O femeie în vârstă de 45 de ani din comuna Baia de Fier a apelat disperată numărul unic de urgență solicitând ajutorul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Novaci. Potrivit acesteia, în urma unui conflict, concubinul său în vârstă de 48 de ani ar fi devenit agresiv. Bărbatul se afla în stare de ebrietate, fapt care l-a determinat să-și lovească partenera de viață ca urmare a unor neînțelegeri. Femeii nu i-au fost produse leziuni vizibile. Femeia nu a dorit să fie transportată la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. A transmis Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Oamenii legii au emis și un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile împotriva concubinului violent, acestuia fiindu-i interzis să se apropie de victimă sau de locuința acesteia la mai puțin de 200 de metri.